În Duminica Floriilor, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a sărbătorit 21 de ani de la întronizarea în demnitatea de arhiepiscop al Tomisului. La acest aniversar, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel și a vorbit despre semnificațiile sărbătorii intrării Domnului în Ierusalim. Fiul lui Dumnezeu, după ce a înviat pe Lazar și a arătat că este Dumnezeu adevărat, și a fost înconjurat de mulțime de oameni care până la învierea lui Lazar erau necredincioși și prin învierea lui Lazar, care mi sclorosea greu că era pus în mormânt de 4 zile, au crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Văzând minunea învierii lui Lazar, toți au crezut în Hristos. Și au venit mulțime de oameni din Ierusalim să-L vadă și pe Iisus, dar și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Căci mulți fuseseră la mormântarea Lui. Și iată acum, toți îndemnați de harul Duhului Sfânt, care voia să arate cine este Iisus, că nu este doar Fiul Teslavului, că este Fiul lui Dumnezeu, iată, cu toții, aducând ucenicii la porunca lui Iisus, un mânz de asin, Iisus a stat pe acesta, ei și-au așternut hainele pe mânzul de asin, dar și să treacă Iisus peste hainele pe care le-au așezat și peste ramurile de copaci și de nimic pe care le-au pus să treacă Iisus, toți strigau Osana. În continuare, părintele profesor Bogdan Moise, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Constanța, l-a felicitat pe ierarh în numele clericilor și credincioșilor din eparhie. Vă dorim putere multă în continuare, așa cum ați dat dovadă că o aveți mereu. Vă dorim sănătate, să fiți sănătos și să duceți mai departe toate și să ne duceți pe noi, pe toți, mai departe, să ne fiți întâi stătător și arhipăstor în continuare, cât va rândui Dumnezeu și cum va rândui Dumnezeu. La finalul slujbei, părintele profesor Gheorghe Istodor și părintele Gabriel Mitroi, directorul seminarului Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul din Constanța, au primit distinția eparhială Crucea Sfântul Apostol Andrei.